Fluviul Dunărea este al doilea fluviu din Europa ca lungime, ca debit și ca suprafața bazinului hidrografic după fluviul Volga. Analizând harta fizică a Europei, putem descoperi izvoarele Dunării din munții Pădurea Neagră din Germania, dar și locul de vărsare în Marea Neagră prin delta. Acest fluviu traversează Europa de la vest la est. Analizează harta politică a Europei și precizează țările prin care trece Dunărea de la izvor până la vărsare. Dunărea străbate 10 țări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Care sunt capitalele traversate de Dunăre? Capitalele traversate de Dunăre sunt Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Dunărea pătrunde pe teritoriul țării noastre în dreptul localității Baziaș și se desfășoară pe o lungime de 1075 de kilometri până la vărsarea în Marea Neagră. Să descoperim împreună sectoarele Dunării din România. Primul sector este cuprins între localitățile Baziaș și Porțile de Fier. Cel de-al doilea sector este cuprins între localitățile Porțile de Fier și Călăraș. Cel de-al treilea sector este cuprins între Călăraș și localitatea Brăila, iar cel de-al patrulea este cuprins între localitatea Brăila și localitatea Sulina. Sectorul Baziaș-Porțile de Fier sau defileul Dunării este un sector unde Dunărea prezintă o vale îngustă cu versanții abrupți. Zona îngustă din dreptul munților Almăjului poartă numele de cazane. Defileul Dunării este cel mai lung din Europa. Aici s-a construit și sistemul hidroenergetic Porțile de Fier. Sectorul dintre Porțile de Fier și Călăraș se mai numește și Lunca Dunării. Aici au fost construite două poduri care fac legătura dintre România și Bulgaria. Este vorba despre podul dintre Calafat și Vidin și despre cel dintre Giurgiu și Ruse. Sectorul dintre Călăraș și Brăila este numit și Bălțile Dunării, deoarece Dunărea se desparte de două ori în câte două brațe, formând Balta Ialomiței și Balta Brăilei sau Insula Mare a Brăilei. Sectorul Brăila-Sulina este numit și Dunărea Maritimă, deoarece adâncimea și lățimea Albiei permit intrarea navelor maritime până la Brăila. În acest sector, Dunărea se desparte în cele trei brațe, Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe, singurul navigabil fiind brațul Sulina. Prezentați argumente cu privire la următoarea afirmație. Fluviul Dunărea are o importanță economică deosebită pentru România. Desenați această diagramă și notați argumentele. Succes!